Pe data de 15 august, la Marele Praznic al Adormirii Maicii Domnului, creștinii ortodoxi, greco-catolici și romano-catolici comemorează strămutarea la viața cerească a Maicii Domnului potrivit Sfintei Tradiții cu 3 zile înainte de trecerea ei la viața veșnică. Maica Domnului a fost vestită de Arhanghelul Gavril că va muri într-o zi de vineri. Cu acest prilej, Gavril i-a dăruit Maicii Domnului o ramură de finic ce simbolizează biruința preacuratei asupra morții. După aflarea veștii, Maica Domnului s-a urcat pe muntele măslinilor să se roage. Când s-a întors acasă, și-a pregătit cele necesare pentru mormântare. A dăruit hainele văduvelor, dând tuturor binecuvântare și iertare. Apostolii au îndeplinit dorința și au mormântat-o în grădina Ghetsăman, veghind timp de 3 zile Sfântul Mormânt. După 3 zile de la mormântare, apostolul Toma, care a lipsit de la eveniment, a cerut voie apostolilor să și-a rămas bun de la Maica Domnului. În mormânt însă era doar giulgiul acesteia. Martorii au constatat că trupul Sfintei Maria a fost ridicat de îngeri la ceruri alături de Fiul Său, unde se roagă neîncetat pentru noi. Cele 2 săptămâni de post care prefațează Marele Praznic al Adormirii Maicii Domnului sunt zile de mare pietate, însoțite de pelerinaje organizate la mănăstirile ce poartă hramul Precistei. Se păstrează obiceiul ca în dimineața sărbătorii femeile să ducă la biserică pentru a fi binecuvântate și apoi dăruite săracilor apă, miere, struguri, stafide și prune. Aceste ofrande au mai multe semnificații, ele sunt dăruite rudelor care au plecat în lumea de dincolo. În același timp, pachetele cu aceste alimente oferite prietenilor să fie însoțite de urări de sănătate trupească și de spor muncă până la recolta următoare. Este ultima zi când se mai culeg florile de câmp și plantele de lac. Unele se așează la icoane pentru ca familia să fie ocrotită de boli și necazuri. În schimb, planta numită palma Maicii Domnului culeasă în ziua praznicului are puteri vindecătoare dacă planta este preparată sub formă de decot care se adaugă în apa de baie. Leacul revigorează organismul și alungă boli precum reumatismul și frigurile. Intervalul dintre cele 2 sărbători închinate Maicii Domnului numite în popor Sfântă Mării, 15 august 8 septembrie, este un timp favorabil semănării grâului. Dacă în ajunul sărbătorii înfloresc trandafirii, tradiția spune că va fi o toamnă lungă cu vreme caldă și cu roade bogate. În ziua praznicului în mediul rural, în vis, se angajează pândarii care au misiunea să apere strugurii timpurii de lăcomia musafirilor nepoftiți, inclusiv de păsările cerului. În ziua praznicului se mănâncă porumb fier sau cop pentru a fi mai sănătoși până la recolta viitoare. Iată un alt obicei păstrat în multe zone ale țării. Înainte de răsăritul soarelui, să lași ușa deschisă pentru ca Maica Domnului să-ți binecuvânteze casa când trece pe lângă gospodăria ta. Din această zi și până pe data de 14 noiembrie este un interval norocos pentru nunți. În această zi, tinerile necăsătorite trebuie să se roage la icoana Maicii Domnului pentru sănătate, căsătorie și pentru a avea copii sănătoși.